Vestea bombce Iohannis i-a cerut demisia lui Dencil a făcut valuri în Israel, ce a titrat o celebră publicație. Klaus Iohannis a făcut vâlvi peste hotare după ce i-a cerut public demisia Viorica Dencil. Jerusalem Post a anunțat pe site decizia președintelui în cazul premierului, la scurt timp după ce Viorica Dencil și Liviu Dragnea s-au întors din Israel, unde au discutat pe marginea mutrii ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim. Președintele României, Klaus Iohannis, i-a cerut primului ministru Viorica Dancilea să demisioneze, vineri, după ce guvernul a aprobat un memorandum secret pentru a muta ambasadarii în Israel la Ierusalim. Nu a consultat președintele. Doamna Dencil nu face fac poziției de prim-ministru a României, sublinierei transformă astfel guvernul într-o vulnerabilitate pentru România. De aceea solicit public demisia doamnei Dencil din funcția de prim-ministru a României, a spus Iohannis într-o declarație. Guvernul român a susținut mutarea ambasadei sale în Israel la Ierusalim. Președintele, care are ultimul cuvânt în această problemă, susținând că această măsură ar putea încălca legea internațională, a scris Jerusalem Post pe site.